Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Gândul este creator. Are o forță atât de mare încât putem deveni arhitecții propriului nostru creier. Prin intenție și efortul de învățare ne putem modela creierul în sensul dorit. Despre decodificarea acestui câmp informațional vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Arta Fericirii. Invitatul meu este profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit! În momentul în care noi gândim insistent un lucru, el se creează în planul de dincolo, apoi se întoarce la noi, ca un bumerang, ca efectul de bumerang? Gândul se spune că este cea mai puternică forță din univers. Mai mulți fizicieni au avut această exprimare că universul seamănă mai degrabă cu un mare gând, o mare minte, decât cu o mașinărie, decât cu un agregat perfect. Gândul este modelator, dacă vreți, nu numai de cuvinte, de expresii, de emoții, dar până la personalitatea umană, ceea ce mi se pare extraordinar. Dar lucrurile astea nu le știm de foarte multă vreme. În ultimii 20-25 de ani am aflat despre creier mai mult decât în toată istoria lui anterioară. Vă imaginați? Asta pentru că ni s-a permis acest acces la informație? În momentul în când îi dau un stimul, un cuvânt, supun la o emoție, în creierul uman se petrece o activare. Deci, aparatul îmi evidențiază o zonă care este în concordanță cu ceea ce se discută, cu ceea ce spune omul sau cu ceea ce face omul. Putem să facem un gest. Așadar, ceea ce gândește emoția pe care el o are, se vede acum foarte bine. Exact. Și are corespondent în corp. De aici putem să vorbim că gândurile sunt structurante, atât ale personalității, dar care are o mare importanță pentru sănătatea noastră. Vă invit să vorbim despre neurogeneză și neuroplasticitatea creierului, cât de mult, cât ni se permite, cât putem noi, de fapt, să intervenim pentru modelare și pentru înnobilarea creierului. Da, trebuie să spun că ăsta este unul din lucrurile care sunt tot de ultima oră descoperite și sunt de excepțională importanță pentru creier și pentru noi în sine. Pentru sănătatea noastră, pentru dezvoltarea personală, pe la sfârșitul începutul secolului 20, sfârșitul secolului 19, un mare cercetător spaniol, Ramón y Cajal, descrie rețele neuronale, tot așa, grație faptului că microscopul permite acest lucru, sigur, inventăm procedee de vizualizare, că nu așa te uiți și gata, vezi ce e acolo. Există tehnici prin care să poți să faci invizibilul vizibil. Ei, el, asta a fost părerea lui, a luat premiul Nobel pentru asta, a stabilit un fel de statut al creierului, spunând că neuronii sunt dați odată pentru totdeauna, îi purtăm toată viața, putem să pierdem de-a lungul timpului, dar nu se vor înlocui niciodată. Până 1962, un alt cercetător alman constată niște celule stem la șoareci și spune, cred că neuronii se refac. Nimeni n-a vrut să-l creadă, apropo de dogmele științei. A fost o mare îndrăzneală. Dacă s-a zis așa, așa trebuie să fie. Și detaliem și o să discutăm și despre alte lucruri pe care pur și simplu reviste de științe le-a refuzat să le publice. Adică nu se poate. Vedeți? Și știința e dogme, nu numai religiile. E bine, da. În sfârșit, în 92, din 92 știm bine că da, există celule stem care ne naștem și că aceste celule stem sunt capabile să refacă neuronii. Anume, e foarte interesantă povestea asta. Sunt două zone, două nișe. Se așează ca un fel de șenile, celule gliale, și ele migrează și se învârt până la nivelul bulbului olfactiv, unde din 100 de celule, 50 morți și 50 devin neuroni. Într-un interval de 1 la 4 luni. Foarte interesant este că ele devin fie neuron, fie celule gliale, în funcție de necesitățile creierului. Pentru mine, se pare extraordinar. Nu întâmplător am scris această inteligență a materiei, pentru că i-am pus sub semnul inteligenței tot ceea ce s-a întâmplat în univers. Orice proces are o logică perfectă. Este o inteligență, cum spun eu, tezaurizată în tot ceea ce se întâmplă în noi, inclusiv în instincte. Instinctele sunt tezaurizări de inteligență. Știința le numește reflexe necondiționate. În momentul în care noi gândim pozitiv, emitem o chimie cu efecte favorabile. Acestea sunt dopamina, de pildă, sentimentul de bună dispoziție, de fericire. Avem un coridor, dacă vreți, o zonă între zona frontală și un nucleu numit accumbens, care secretă dopamină, endorfine, oxitocină, pe care un cercetător, un interesant, era economist, are o idee formidabilă, o nebunie, dar o nebunie frumoasă, a scris o carte cu molecula moralei, oxitocina. Oxitocina, iată,
nu numai ce el, ce știam și noi, are niște efecte extraordinare. Unul dintre acestea seamnă, în primul rând, mama. Atașamentul între mamă și făt se face prin secreție de oxitocină. Atașamentul dintre un cuplu. Mânghierea. Vrei să secrezi, să obții mai multă oxitocină? Mânghie. Dar uite niște lucruri formidabile. Noi vorbim de copil numai din momentul în care se naște. Nu! Din momentul creației. Va apare o carte pe care am tradus-o din doi autori canadieni, care apare în toamna asta, cei 9 pași în care fătul povestește tot ceea ce se întâmplă în momentul genezei lui în uterul mamei. De pildă, la un moment dat spune, ora de seară, cei doi părinți zic, uite, e ora când vorbim cu tine. Este extrem de important ca ambii părinți să accepte un copil. Pentru că deja din momentul în care el încă nu s-a născut, se zizează ce se întâmplă. Este un film făcut de italieni și dat de Bruce Lipton, în care arată când doi soți italieni se ceartă în lor, cum strigă ei, oh-ho-ho, da, etc. Copilul a pur și simplu se zbate, se întoarce, se convulsionează abdomenul mamei. Merge mai departe. Un copil care nu e agreat, nu este mângâiat, nu e bine văzut. Copilul ăla, din păcate, se naște cu ostilitatea față de semen, pentru că ostilitatea cu care el este tratat este și ostilitatea cu care el mai târziu va reacționa față de ceilalți. Un astfel de om poate fi rebel. Există așadar explicații pentru atitudinea absolut, noastră, pentru excepțional. Dar cum le putem schimba, domnule doctor? Pentru că nu e suficient. E important ca în prima fază să le conștientizăm. Știm de unde ni se trage, da. Dar cum putem lucra asupra lor ca să schimbăm această chimie? În 1981 scrieați despre inteligența celulară. I-ați bulversat pe toți din lumea medicală, lumea științifică. Bruce Lipton a venit ulterior și din 2007 vorbește, ține conferințe despre inteligența celulei. Putem să lucrăm noi, prin mintea noastră, prin emoțiile noastre, la nivelul structurii ADN, să facem aceste schimbări de substanță? Fără îndoială. Deci dogma că neuronii sunt imuabili a căzut. A doua dogmă, că ADN-ul este imuabil, din nou a căzut. S-au făcut niște studii, de pildă, pe o familie de majoritatea lor cu acte de infracționalitate. S-au împărțit în două. Și s-a văzut că, de pildă, noi ne naștem cu două tipuri de gene, așa zise monoaminooxidaza, care ține de comportament la nivel. E o formă lungă și o formă scurtă. Forma scurtă este cea care poartă în sine un potențial infracțional. Dar s-a văzut că acei oameni, șoarecii care erau cu potențial infracțional, dacă erau crescuți într-o condiție armonioasă, plăcută, dacă mama lor îi răsfăța, se ocupa de ei, observați că această răsfățare a copilului mic are o importanță extraordinară. Noi până acum credeam că este o chestiune de dorința mamei, de a-l mângâia, de a-l iubi sau nu-l iubi. Iată că se transmit semnalul. Toată această poveste este de fapt o mânghiere. Ba și spune autorul un lucru formidabil. Vrei, zice, să înveselești pe cineva, mânghie-l. Formidabil. Pentru că ce înseamnă mânghierea? Înseamnă, de fapt, noi acționăm asupra unor receptori. Receptori, la rândul lor, declanșează în corp această secreție de oxitocină, dar nu numai de oxitocină, de hormoni, care spuneam că dă bună dispoziție, și dintr-o dată omul este altul. De pildă, o chestie extrem de simplă. Dacă ne încruntăm, doamnele trebuie să știe că fac riduri și deci nu e bine să se încrunte, dar dincolo de riduri, organismul o interpretează, o receptează ca o chestiune de stres. Primul lucru pe care îl putem face este să lăsăm, pur și simplu, să ne relaxăm fața. Atât de simplu, adică în loc să fim încruntați și supărați, ne relaxăm fața. Această simplă relaxare înseamnă pur și simplu o chimie favorabilă nouă. Din clipa aia se elimină oxitocină, dopamină, endorfine, care cresc starea noastră de bună dispoziție. Adică m-ați întrebat ce trebuie să fac. Simplu, descrescește fruntea, privește senin pe ceilalți și în clipa aia e cea mai fericită chimie din corpul tău. Și acesta este doar primul pas. Hai să vă spun încă ceva. Copilul când plânge, el acționează asupra creierului, sau creierul, cel care se activează, este creierul drept. Când râde, este creierul stâng. Cu alte cuvinte, noi să înțelegem că tot ceea ce are un efect favorabil asupra sănătății noastre este receptat pe partea stângă și că noi putem, prin propria noastră voință, că aici se pune problema, învingem sau nu natura. S-a demonstrat
Ce se întâmplă cu aceste catene ale enzimelor? Dacă are fenomenul de metilare, dat fiind de experiențele vieții, ce ni se întâmplă nou în viață? Modul cum este crescut un om. Toate aceste lucruri pur și simplu se redresează și expresia lor. Noi avem foarte multe gene noi. Avem și gena violenței și a bunătății și a depresiei, enorm de multe. Aceste gene se exprimă sau nu în funcție de evenimentele pe care le trăim în timpul vieții. Chiar dacă un om se naște cu această formă scurtă a genei, în momentul în care el este trăit într-o condiție armonioasă, plăcută, în care nu are un mediu favorabil unui comportament infracțional, puși publică lucrarea și prima revistă la care trimite spune așa ceva nu se poate. Cum să spune atac că acționezi asupra, numai prin schimbarea comportamentului unui animal? Poți să-ți organismul. Absolut. De-abia, deci asta era, de-abia peste vreo 4 ani o altă revistă e publică. În 2004 de-abia e publică rezultatele pentru că s-a văzut că lucrurile stau așa. Dați-vă seama, lucrul ăsta are o importanță extraordinară. Vă dați seama că noi, prin modul în care creștem niște oameni, niște copii, putem să evităm un mediu infracțional? Vă dați seama în același timp ce se întâmplă cu un om care este pedepsit și dus tot într-un mediu infracțional? Adică, experiențele vieții fac ca genele din noi să se exprime sau nu. Ai o experiență fericită? De pildă, să luăm gena tristeții. E bine, această genă este desenată pe cromozomul 17 și s-a constatat că dacă individul, de pildă, are un eveniment neplăcut, un traumatism, o supărare în jurul vârstei de 20 de ani, gena aia se va exprima mai târziu. Dacă nu, nu. Deci, cu alte cuvinte, dacă omul crește într-un mediu favorabil evoluției lui normale, pur și simplu, ADN-ul lui nu poate să se exprime. Asta înseamnă că prin mintea noastră, prin propria noastră conștiință, și o să fac puțin diferența de ce vorbesc și de minte și de conștiință, prin mintea noastră noi putem să ne dirijăm gândirea, putem să ne dirijăm sănătatea, dar cel mai important lucru este că noi putem să ne antrenăm și trebuie să revenim neapărat la antrenamentul ăsta. Adică putem să obținem, să ne cultivăm niște calități, de tipul atenție, memorie, putem să ne vindecăm niște boli. Sunt oameni care și-au vindecat cancere grele. Oamenii care nu au avut îndoieli, optimiști. Oamenii calmi. Oamenii care credeau. Religioși. Deci sunt niște însușiri pe care omul trebuie să le aibă. Deci în momentul în care tu dezarmezi un om și îi spui a, boala asta nu e de vindecat, atunci faci un mare rău, pentru că ei pur și simplu omul acele mijloace, acele resurse proprii pe care le are să lupte împotriva propriei lui boli. Deci contează enorm de mult. Eu dau un exemplu care este, mi se pare foarte ilustrativ. O femeie cu un cancer de sân. Cineva îi spune, uite, puneți în fiecare zi, puneți filme care te distrează, te amuză. Nimic altceva. Evită orice altceva din mediul ăsta. De pildă, eu le spun la foarte mulți oameni care au această nefericire, domnule, evită-i pe toți indivizii care vin la dumneata și să spun, vai ce ți s-a întâmplat, pur și simplu, n-ai nevoie de consolare, n-ai nevoie să fii plâns, ci ai nevoie să nu auzi nicio clipă în rândul dumii tale cuvântul, pentru că am vorbit că cuvântul are semnificație, da? Da. Acum înțelegeți. Bine, după 6 luni de zile, acea femeie s-a vindecat. De ce? Pentru că ea a receptat... Creierul ei a fost pur și simplu activat numai pe fenomenul favorabil sănătății ei, pe o chimie favorabilă sănătății și pur și simplu s-a vindecat boala. S-a deschis acel canal energetic. Mai mult, dați-mi voie să continui, că asta e foarte important. Cu toți ne întâlnim cu asta. O femeie cu un cancer de sân, care nu își învinge depresia, este firesc în momentul când ai o boală, că ești bărbat, că ești femeie, nu poți să spui că vai, râs de fericire. Dar dacă îți învinge această depresie, pe care o ai ca reacție, pur și simplu eviți metastazarea, răspândirea lui, generalizarea lui. Din potrivă, dacă intri într-o depresie profundă, cu o reacție profundă față de ce ți se întâmplă, ai mari șanse să faci o generalizare. Uite cât de important e. Și dacă vreți, apropo de depresie și de cuvinte, am să vă spun că, de pildă, un vâznic care face o fractură de col, de pildă, femural, de 3 ori mai greu să vindecă decât cei care au o bună dispoziție. Eu mi-aduc aminte din activitatea mea de șef de clinic. Aveam 2 bolnavi la fel, unul lângă altul, același accident vascular. Primul, aveam după mine o cohortă de oameni, de medici care mă urmau, normal, eram obligat să întreb cum vă simțiți. Primii, domn profesor, cu voia Dumnezeu să fie bine, era liniștit, era blând. Altul,
Nu e bine. Și nu mi-a trecut. Cei care erau iritați, furioși, mai ales pe personal, se vindecau foarte greu sau deloc. Ceilalți foarte ușor. Era atât de adevărat încât la un moment dat mi-am dat seama că nu m-am nevoie să examinez pe bolnavul ăla să văd că merge bine. Mă uitam pe fața lui și știam că ăla înflorește. Are șanse. Mi-a să înțelege ce înseamnă tonul psihic. Înțelegeți ce importanță are? Are importanță tocmai pentru că acum știm ce se întâmplă în creierul lui, că pentru asta este important să discutăm. Ați amintit conceptul de imagerie mentală. Deci, cum lucrăm asupra lui? Iată, orice cuvânt, orice emoție, orice gest, orice mișcare, orice ni se întâmplă nou, are o zonă de proiecție în cortexul nostru, în creier. Acea zonă de proiecție din creier este în permanent dialog cu segmentul periferic care se proiectează pe ea. De pildă, am zona frontală ascendentă și mișcarea mâinilor. Dacă omul este paralizat sau își pierde o mână, zona aia migrează spre altă zonă. Asta e un lucru nou pe care îl știm. Între creier și periferie, tot ce se întâmplă este un permanent dialog. Este o influență reciprocă. Creierul monitorizează mișcarea, sensibilitatea, ia mișcarea, membrele noastre alimentează în permanență creierul. Este o unitate extraordinară. Lucrurile astea le-am putut vedea acum când avem aparate de investigație. Nu întâmplător v-am spus atunci că, iată, omul nu poate să vadă ce, medicul nu poate să vadă ce e un om dacă nu are mijloacul tehnic prin care să privească lucrurile astea. De aceea, medicina a evoluat enorm de mult în paralel cu dezvoltarea tehnologică. Fără asta, mă uit în infinit și nu văd nimic. De ce toată lumea spune că medicina, biologia este norma tehnologiei? Am să dau de exemple. Pe la sfârșitul secolului XIX, un rus, Mechnikov, lucra la Institutul Pasteur la Paris. Se ocupa de un, așa în termenii simpli, curețe de apă, era o dafnie. Văzându-o la microscop, constată că niște celule din interiorul acestei mici insecte vâna niște spori de ciuperci. Este surprins și evident că era o mișcare în altă mișcare, în altă structură vie. Și numește fenomenul fagocitoză. Această fagocitoză ulterior s-a dat o serie întreagă de alte cercetări și așa știm astăzi despre imunitate. Deci, până atunci nu se putea vedea fenomenul pentru că nu exista acel microscop cu care noi să urmărim ce se întâmplă în interiorul lucrurilor. Hai să spunem altfel. Lumea crede că un medic se uită în corpul omenesc ca într-un motor de mașină, îl desface, schimbă piesa și imediat totul dacă funcționează. Dacă o schimba. Ce bine ar fi. Dar noi nu putem să schimbăm nici inima decât în condițiile care le știm destul de precare, nici ficatul. Noi vom cunoaște perfect organismul omenesc în momentul în care noi vom crea un om. Dar atâta vreme că această entitate este creația altei forțe, atunci eu sunt obligat să o abordez din afară, să folosesc Palade. L-am ascultat conferința lui Emil Palade când avem la București Institut de Biologie, unde lucrau soții Simionescu, după ce a luat premiul Nobel. Îi se pune o întrebare. Doamne profesor, înaintea dumneavoastră, alți doi cercetători s-au ocupat de ribozom, adică de structura pe care l-a deschis-o și s-a luat premiul Nobel. Ce a rezultat din ce au făcut ei? Am auzit unul dintre cele mai oneste răspunsuri și atunci mi-am dat seama că oamenii mari sunt și mari caracter. El spune așa, atunci când s-au ocupat acești oameni, microscopul pe care l-aveau la dispoziție n-a permis vizualizarea formațiunii pe care eu am putut să o văd grație faptul că microscopul îmi permitea lucrul ăsta. Adică, observați câtă modestie. Microscopul a fost cel de vină, nu el. Sigur că om a avut mult mai multe merite. Știu de pildă că trebuia să fixeze niște formațiuni și el era din zona Buzăului și a adus aminte cum bunica lui fecea pelteaua și cu ce fixa niște lucruri cu zahăr de acolo. Deci nu era o chestiune numai de microscop. Dar am vrut să spun prin asta că noi putem să pătrundem în intimitatea corpului uman în măsura în care tehnologia ne ajută. În momentul în când îi dau un stimul, un cuvânt, supun la o emoție, în creierul uman se petrece o activare. Deci aparatul îmi evidențiază o zonă care este în concordanță cu ceea ce se discută, cu ceea ce spune omul sau cu ceea ce face omul. Putem să facem un gest. Așadar, ceea ce gândește, emoția pe care el o are, se vede acum foarte bine. Exact. Și are corespondent în corp. De aici putem să vorbim că gândurile sunt structurante, atât ale
personalității, dar care are o mare importanță pentru sănătatea noastră. În momentul în când un om exersează la pian, zonele din creier fac mai mulți neuroni și crește grosimea. Și asta o vedem la rezonanță. Dar un cercetător face următorul lucru. I-a pus să-și imagineze că ei cântă o partitură la pian, dar fără să o facă. Dacă el își imagina doar că bate din degete, nu se întâmpla nimic în creierul lui. Fantastic. În momentul când s-a gândit la o partitură și l-a reprodus mental, fără să folosească degetele, să atingă nimic, s-a produs același lucru ca și atunci când cântea la pian. De aici ideea de imagerie mentală. Adică eu pot să-mi imaginez niște lucruri, să-l văd în realitate. Toată povestea este să am capacitatea imaginativă de a vedea dacă se poate și mirosul lucrurilor, lumina soarelui, adică toate acele elemente pe care realitatea mi le-ar da. Pentru că, știm acum, creierul nu face diferența între imaginație și realitate. Prin imaginație putem să ne vindecăm boli, ceea ce este, apropo de Murakami. Boala începe din minte, se termină în minte. Din minte, dacă suntem supus stresului și cu aceeași minte noi putem, el spune și știm lucrul ăsta, că aproximativ doar 5% din ADN-ul nostru se pare că este activ, ci 95% unii spun că e ADN-ul de deșeu. Nu. Natura nu face niciun fel de eroare, ci pur și simplu ea trebuie să facă ceva cu aceste gene dacă nu le știm. Ori Murakami spune, faceți exerciții și vă activați din zonele, din genele astea care sunt inactive. Gena bucuriei, a fericirii, a tot ce vrei, a vindecării și așa mai departe. Active, le putem pur și simplu cu mintea noastră activa. Realizați lucrul ăsta. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Deci avem această genă a fericirii, cum spune Murakami, ea așteaptă doar să fie activată. Absolut. Noi avem în noi toate resursele. Deci să ne înțelegem. Avem în noi toate resursele de a fi sănătoși, nu numai de asta. Noi nu ne exprimăm decât extrem de puțin din însușirile pe care le avem. Pentru că nu avem educația necesară, pentru că știința n-a fost în stare să o facă, pentru că nu facem educație civică. Părerea mea a populației față de medicină, care nu știe lucrurile astea, este, nu s-a făcut suficient ca oamenii să fie informați. De ce se întâmplă lucrurile astea? Așa și aici, dacă oamenii ar fi suficient de informați, sigur, sunt destul de multe perspective în clipa de față, avem școli de psihologie, sunt enorm de mulți oameni care fac psihologie și că toate lucrurile astea, ați văzut, se discută și, fără îndoială, că sunt convins că foarte mulți oameni de voință vor beneficia de ele. Vorbeați de bunătate, de generozitate, de agresivitate. Jean-Jacques Rousseau spunea că omul de fapt se naște bun, dar societatea îl pervertește și mi-amintesc că în cartea dumneavoastră În căutarea sensului pierdut ați l-ați amintit pe Gustave Le Bon cu celebra lui carte Psihologia mulțimilor, care i-a bulversat și pe sociologi, dar și pe psihologi, în care insul, în momentul în care intră în mulțime, își pierde individualitatea și atunci reacționează ca masele. Când găsește agresivitatea, acolo îi se exprimă, nu? Îi se dezvoltă instinctele agresive. Și Gustave Le Bon și Freud s-au ocupat de lucrul ăsta. E vorba de psihologia mulțimilor, de acei indivizi care nu au o personalitate foarte bine structurată, conturată și care imediat... Și dacă te pierde în mulțime, pentru că mulțimea este anonimă. Pe de o parte că se pierde în mulțime și atunci el își eliberează instinctele de agresivitate și participă cu ceilalți, dar un om care are o personalitate bine structurată nu poate să fie atât de naiv să vadă o ceată de indivizi care... Și să se lase influențat de care agresează pe alții. Știu, de pildă, pe cineva, o doamnă care și-a legat un cățeluș la undeva să stea la o coadă. Era înainte de 89. Și un individ pur și simplu l-a strivit în picioare. Ce l-o fi deranjat? Deci, e vorba de psihologia mulțimea, este vorba de acei oameni care pur și simplu... Iată Revoluția franceză, vreau să știți câte lucruri s-au întâmplat la Revoluția franceză. Eu am fost la consiliul unde toată istoria, zice, domnule, primari care erau în satul lor, niște oameni, cum se cade, nu se înțelegea cu tatăl meu. A adus și în Comitetul Salvării Publice și în comitetele astea de acuze, au devenit niște șacali. Nu vreau să încheiem discuția noastră în această notă, să trecem dincolo în chimia fericirii. Ce vă face fericit, domnule Dulcan? Pe mine personal. Da. Pur și simplu sunt extrem de mulțumit pentru faptul că, și fericit dacă vrei, că am avut șansa să știu ceea ce nu mi-am imaginat vreodată că voi ști. Când am plecat eu de acasă, școli, mi-am propus să răspund la întrebarea ce sens are viața. Și pentru asta mi-am dat seama că îmi trebuie o cultură foarte rigurosă. De atunci și până acum eu urmez acest program, acest plan. Adică am început cu literatura autohtonă, după aceea universală, după aceea cu filozofie, etc., etc. Am făcut școli, universități de toate naturile. Am citit și citesc enorm de mult.
Și astăzi, cu creionul în mână, pentru că în felul ăsta îți imprimi și îți formezi, îți rezumi o carte de 500 de pagini, 20-30 de pagini, pe care o ai întotdeauna la dispoziție și îți menține ceea ce am vorbit, sănătatea neuronilor, care este extrem de important. Dar atenție, eu nu fac asta pentru că am învățat asta, le știu de câtva timp. Nu m-am născut de nici învățat. Le-ați făcut instinctiv, ci pur și simplu, din dorință. Dorința ca aceste lucruri să le știi. Această sete de a cunoaște, de a afla mereu. Asta vă face fericit. Este enorm de multă fericire. Un îndemn pentru telespectatorii noștri la finalul discuției. Atenție, cu mintea noastră, prin mintea noastră noi putem să fim fericiți sau din potrivă nefericiți. Stă în posibilitatea noastră de a fi fericiți, împliniți și o personalitate completă în care noi să păstrăm optimismul de a fi. Speranța de a fi, dacă o pierdem, am pierdut tot. Mulțumesc, domnule profesor, pentru că ne-ați îngăduit și ne-ați descoperit o parte din tainele creierului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție.